Cartea Judecător este o fidelă oglindă a vremurilor noastre. Anarhie spirituală și relativism moral. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Ne repetă în câteva rânduri Cartea Judecător. Cartea Judecător este și o filozofie a istoriei. Jorge Santayana avea dreptate când spunea: cei care nu-și mai amintesc trecutul sunt condamnați să îl repete. Tocmai de aceea, Cartea Judecător este o resursă importantă datorită marilor lecții de viață practice pe care le conține. Cartea Judecător este și o bijuterie literară. Ea este structurată în serii de câte 7. Apar 7 apostazii, urmate de 7 pedepse, apoi 7 momente de pocăință, urmate de 7 izbăviri minunate. Viața judecătorului Samson o putem găsi relatată în capitolele 13 până la 16 din Cartea Judecători. Viața acestui judecător este un foileton, un serial plin de acțiune și de conținut discutabil. Dacă ar fi să-i acordăm un rating asemenea filmelor, cred că viața lui Samson ar căpăta ratingul următor: interzis celor sub 18 ani, fără acordul părinților. După un început promițător, urmează un amestec de alegeri controversate, de răscruci morale, viață dezordonată, eșecuri și biruințe. O oglindă înfricoșător de fidelă a omului contemporan. Oare avem ceva de învățat din viața lui Samson? Eu cred că da. Povestirea vieții lui Samson consemnează ceea ce s-a întâmplat, nu neapărat ceea ce ar fi trebuit să se întâmple. Și călăuziți de acest principiu, putem să intrăm în istoria acestui om. De fapt, povestea lui este relatarea eșecului de a te ridica la nivelul la care ai fi putut ajunge. Cu toate acestea, istoria lui poate constitui un curs de instruire pentru viață. Pentru că putem învăța nu numai din biruințele cuiva, ci și din eșecurile lui. Povestea lui Samson începe așa. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Cuvântul iarăși este un cuvânt important. Iarăși subliniază spirala descendentă a declinului spiritual al poporului. Mereu și mereu, cele 7 cicluri pe care le-am menționat arătau păcatul, judecata, pocăința și izbăvirea. Când citim, copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului, deja intuim o lecție de viață. Și anume, deși răutatea și depravarea omului este descurajatoare, Dumnezeu nu obosește să ierte atunci când omul se căiește și strigă după ajutor. Cuvintele lui Isaia ne pot suna ca un ecou. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, continuă textul nostru. Realitatea este că unii oameni se întorc la Dumnezeu doar după ce au fost atinși de suferință. Nu văd că mai întâi bunătatea lui Dumnezeu îi îndeamnă la pocăință, cum ne spune Pavel în epistola lui către Romani. Așa că trebuie să nu neglijăm faptul că suferința prin care trecem poate fi o urmare a unui păcat în care ne complacem. Domnul pedepsește pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește, ne spune autorul epistolei către evrei. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea, ne spune Pavel în 1 Corinteni. Așa că lecția de viață este foarte clară. Neascultarea de Dumnezeu îl va conduce la folosirea nuielei. Care sunt pârghiile de care ai nevoie pentru a asculta de Dumnezeu? Pedeapsa? Suferința? Sau bunătatea lui Dumnezeu este suficientă? Este o întrebare pentru oricare dintre noi. Dacă ne uităm mai departe în text, observăm că copiii lui Israel nu au mai strigat către Domnul de data aceasta.
În text nu ni se menționează acest strigăt, această căință a poporului. Oare să aibă o semnificație lucrul acesta? Eu cred că da. Și anume? Starea de apatie spirituală te conduce în final la moarte. Era deja al 7-lea ciclu de cădere și de ridicare din Cartea Judecători. Se pare că dacă te joci mereu cu păcatul, ajungi într-o stare de apatie în care nici nu mai cauți ajutor. Ți-ai uzat spiritul într-o așa măsură încât nici nu mai vezi și nici nu mai cauți vreo ieșire. Sau apăsarea este atât de subtilă încât nici nu mai percepi opresiunea. Ești obișnuit cu status quo-ul societății, nici nu îl mai evaluezi în vreun fel. Asta este, îți spui. Poporul nici nu mai striga după ajutor. Apăsarea filisteană era oricum foarte diferită de toate celelalte de dinaintea ei. Era o exploatare economică și socială, nu atât de mult una militară. Era mai mult o seducție materială și culturală, afaceri și plăcere. Oare nu se seamănă foarte bine cu vremurile noastre? Atât la nivel mondial, cât și la nivel individual. Am preluat multe dintre valorile lumii, fără să le trecem prin filtrul valorilor lui Dumnezeu. Întrebarea aplicativă pentru noi este: care sunt lucrurile imorale, necuvincioase, cu care m-am obișnuit în jurul meu? Și nu mai au absolut nicio atitudine. Asta este, îmi spun. Și istoria lui Samson continuă. Era un om în Țoreia, din familia daniților, care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. De fapt, mesajul de pe fundal vorbește despre un Dumnezeu care are milă. El, din propria inițiativă, fără să audă vreun strigă de la popor, își oferă ajutorul din bunătate pură, din iubirea lui necondiționată. Lecția de viață este evidentă. Chiar atunci când inimile noastre s-au împietrit, se pare că Dumnezeu nu cedează fără luptă. Nu se leapădă fără să ne mai ofere încă o șansă. Aceasta este ceea ce se cheamă har. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Preia aceeași idee Pavel în Roman capitolul 5. Era un om din Țoreia, din familia daniților, citeam mai înainte. Oare acest amănunt are vreo relevanță pentru noi? Putem învăța ceva de aici? Eu cred că da. Putem găsi un răspuns dacă ne uităm la binecuvântarea, sau mai bine zis, caracterizarea lui Iacov făcută fiecărui copil al lui în Genesa 49. Știți ce spune despre Dan? Ascultați. Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Să fie vorba de Samson aici? Posibil. Dar ascultați cum continuă caracterizarea lui Iacov pentru fiul lui Dan. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Caracterizarea lui Iacov pentru Dan este una tulburătoare. Să stai și să-l saluți pe tatăl tău spunând aceste lucruri despre tine, la ce te gândești? Ei bine, când vom urmări episoadele următoare din serialul lui Samson, vom fi înfiorați de modul în care cuvintele patriarhului Iacov s-au împlinit. Vom fi înfiorați. Nimic bun nu pare să fie în caracterul seminției lui Dan. Așa că această caracterizare ar fi putut fi un colac de salvare pentru el dacă ar fi luat-o în serios. Cum? În felul următor. Aflând care sunt fisurile tale de caracter, ai șansa să le previi, să te lupți cu ele, să fii în alertă maximă și să nu te lași legat de ele.
Dumnezeu nu ne descoperă cine suntem pentru a ne transmite că vrând nevrând suntem damnați în tiparul acela, ci dimpotrivă. Știind care sunt fisurile noastre, să căutăm să ni le rezolvăm, să căutăm să ne ferim de locurile și mediul care ni le-ar exacerba. Textul nostru continua. Nevasta lui Manoah era stearpă și nu năștea. De ce ni se relatează acest detaliu? Nu putea Dumnezeu să ridice un bărbat în mod natural? Ba da, o făcuse în atâtea rânduri, la judecătorii dinainte. Și atunci de ce ni se dă acest detaliu? E bine, sunt mai multe răspunsuri. Dacă ar fi să încercăm o interpretare alegorică, atunci sterilitatea soției lui Manoah reprezintă sterilitatea poporului, starea poporului, sterilitatea spirituală a poporului. Când incapacitatea de a mai procrea, de a rodi, când sterpăciunea spirituală nu mai lasă loc nici unei raze de speranță. Din punct de vedere omenesc, Dumnezeu ne arată că El poate și vrea să intervină. Lecția de viață? Chiar atunci când lucrurile par a fi fără ieșire, când nerodirea este generalizată, Dumnezeu poate scoate ceva din nimic. Un alt răspuns are de-a face cu tiparul acesta al intervenției lui Dumnezeu prin cazuri de sterilitate. Este obișnuit pe paginile Scripturii. De exemplu, Avram și Sara, Isaac și Rebeca, Elcana și Ana, Zaharia și Elisaveta, Iosif și Maria. Sigur, aceasta din urmă nu era stearpă, dar era fecioară, deci chiar mai imposibil să dea naștere. Întâlnim acest tipar mereu pe paginile Scripturii, tocmai ca să ne sublinieze lucrul de mai înainte, amintit mai înainte. Chiar atunci când lucrurile par fără ieșire, când nerodirea este generalizată, Dumnezeu poate scoate ceva din nimic. Ce poate să însemne lucrul acesta? Când din punct de vedere natural lucrurile sunt imposibile, Dumnezeu intervine supranatural și ne transmite un mare adevăr. La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Nu există nici un obstacol care să-L poată îngrădi pe Dumnezeu. Și ar mai fi încă un răspuns la întrebarea noastră, de ce apare acest detaliu al faptului că nevasta lui Manoah era stearpă și nu năștea? Dumnezeu are o perspectivă mai largă, practică un fel de multitasking în lumea noastră. Cu fiecare intervenție a Lui în istoria lumii, El are în vedere mai multe lucruri, exact ca în jocul de șah. În principal, El avea în vedere izbăvirea poporului, în secundar, alinarea unei inimi care tângea după ceva, o femeie care nu năștea. Lecția de viață este următoarea. Chiar atunci când Dumnezeu este preocupat și acționează în vederea împlinirii celor mai înalte planuri ale sale, El nu-și pierde din vedere copiii. Nu se lasă furat de ansamblu, astfel încât să uite detaliul. Câtă încurajare putem găsi și aici. Dumnezeu nu ne pierde din vedere, nu ne neglijează tânjetul chiar atunci când are de condus un univers. Așa cum a intervenit neașteptat în viața familiei lui Manoah, tot așa, El poate interveni neașteptat și în viața mea. Istoria lui Samson se dezvoltă mai departe. Versetul 5. Căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui. Și el va începe să izbăvească pe Israel din mâinile filistenilor. Acest copil va fi închinat lui Dumnezeu. Este ideea de nazireu. Provine de la cuvântul nazar, care înseamnă separat, sfințit, pus deoparte. În Numeri capitolul 6, primele 12 versete, întâlnim legea naziratului. Și această lege a naziratului avea câteva reguli stricte. Și anume, nazireul, cel închinat Domnului sau cel care urma să se închine Domnului, trebuia să respecte câteva reguli.
1. Să se ferească de vin și de băutură îmbătătoare. Nici oțet făcut din vin, nici sau alcool, nici o băutură stoarsă din struguri. 2. Să nu mănânce struguri proaspeți sau uscați, nici sâmburi, nici pieliță de la struguri. 3. Briciul să nu treacă peste capul lui, părul să-i crească în voie. 4. Să nu se apropie de un mort, nici chiar dacă îi mor membrii ai familiei. Dacă cumva survine o moarte năprasnică lângă el, trebuie să-și radă capul și să se curățească, aducând jertfă. Această menționare a nazireatului lui Samson este deosebit de importantă și vom vedea rostul mai în detaliu în episoadele următoare. Deocamdată, în episodul 1, vedem un Samson pus deoparte încă de la naștere. Oare nu este aceasta o prefigurare a punerii deoparte nou-testamentale în urma nașterii din nou? În alte cuvinte, când am fost născuți din nou, trebuie să o rupem cu păgânătatea, ne spune Scriptura. Adică cel născut din Dumnezeu se curățește, nu mai se complace în păcat, ne explică Ioan. Într-un anumit sens, prin analogie, cei născuți din nou sunt niște nazirei. Oameni care au încheiat un legământ cu Dumnezeu, sfinți, chemați să fie sfinți, oameni care trăiesc după alte coordonate. Iar dacă o cădere neprasnică îi surprinde, aceștia trebuie să se curățească înaintea lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, mijlocitorul, jertfa de ispășire. Între legea nazireatului și viața de creștin, cel care a încheiat un legământ cu Dumnezeu, există niște paralele clare. Interzicerea băuturii și a mâncării strugurilor, interzicerea tunsului părului și atingerea unui mort, despre ce vorbesc acestea? Despre un comportament diferit. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Raderea în cap sugerează ceva exterior, vizibil, o umilire publică. Să fie vorba de căința noastră? De mărturisirea păcatului? Foarte probabil. Turturicile, mielul care trebuia adus în cazul unei căderi, unei morți năprasnice lângă nazireu, sugerează jertfa pentru păcat, Domnul Iisus Hristos. Așa că, lecția de viață este din nou foarte clară. Pentru creștinul născut din nou, separarea de lume nu este facultativă, ci obligatorie. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți, căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup, ne spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5. Mai mult, separarea lui Samson ca și nazireu ne transmite și adevărul că puterea noastră ne vine tocmai din separarea de lume. Și știți, nu vorbesc de separare fizică, ci de o separare de valori și de conduită. Textul nostru spune așa, va începe să izbăvească pe Israel și nu va reuși? Sau va începe și altul va continua? Eu cred că este adevărată varianta a doua. Dacă ar fi fost varianta întâia, ar fi spus, va încerca să izbăvească pe Israel, nu va începe. De fapt, misiunea lui Samson a fost continuată de Samuel. Ce mă învață lucrul acesta, această mică observație? O altă lecție de viață. Și anume, fii credincios în împlinirea lui Dumnezeu pentru tine, chiar dacă nu vezi rezultatele finale. Misiunea ta este doar o porțiune dintr-o misiune mai mare, care nu se încheie odată cu tine. Fiecare suntem niște unelte, niște pioni pe o tablă de șah mai mare. Istoria lui Samson continuă. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. Aceste porunci sunt reconfirmate în versetul 7 și apoi în versetele 13 și 14 din capitolul 13. De ce sunt menționate aceste condiții pentru mamă? Așa ceva nu era stipulat în legea nazireatului. Nici cu privire la Ioan Botezătorul, alt nazireu închinat Domnului, încă din pântecele mamei lui.
Nu ni se spune cum că Elisaveta a trebuit să țină un astfel de regim. De ce mama lui Samson trebuia să o facă? Poate pentru un viitor contrast care să sublinieze și mai bine importanța conceptului de a fi închinat Domnului. Dacă până și mama lui Samson a trebuit să se separe de viața obișnuită, normală, pentru că era purtătoare de copil închinat Domnului, cu cât mai mult trebuia cel închinat Domnului să stea deoparte de cele lumești. Samson trebuia să fie ceva absolut deosebit. Dumnezeu a planuri extraordinare cu el. Startul lui Samson trebuia să fie unul promițător. Dumnezeu pregătea lucrurile cu cea mai mare grijă. Nu știu în ce situație te afli, dar știu cu siguranță că Dumnezeu pregătește lucrurile cu cea mai mare grijă în viața ta, chiar acum. Ia seama și ascultă de cerințele Lui. Textul nostru merge mai departe. După ce Manoah aude despre vedenia femeii, despre întâlnirea femeii cu îngerul, el spune așa: Manoah a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, te rog să mai vină odată la noi omul lui Dumnezeu pe care ne l-ai trimis și să ne învețe ce să facem pentru copilul care se va naște. Dumnezeu a ascultat rugăciunea lui Manoah. Cererea aceasta lui Manoah este și ea purtătoare de învățătură. Și anume, când călăuzirea supranaturală creează o anumită nesiguranță, verificarea ei este un lucru înțelept. Întâlnirea soției lui cu îngerul, o călăuzire supranaturală, îi dă un soi de nesiguranță lui Manoah. Și atunci îndrăznește să o verifice. Și Dumnezeu răspunde acestei cerințe a lui Manoah. Domnul te ia de la nivelul la care te afli. Dumnezeu ascultă rugăciunea lui Manoah, se arată din nou și confirmă spusele soției tale. Deci, când călăuzirea supranaturală îți creează o anumită nesiguranță, verificarea ei este un lucru înțelept. Și Manoah a zis îngerului Domnului: care ți este numele ca să-ți aducem slavă când se va împlini cuvântul tău? Îngerul Domnului a răspuns: pentru ce îmi cer numele? El este minunat. De ce îngerul nu își spune numele? Pentru că numele lui era dincolo de înțelegere, prea minunat pentru a putea fi imaginat. Foarte interesantă expresie. Cred că era Domnul Iisus. Știm prorocia din Isaia, îl vor numi minunat, sfetnic și așa mai departe. Manoah a cerut un răspuns pe care nu l-ar fi putut cuprinde cu mintea lui. Și iată încă o lecție de viață pentru noi, cei de astăzi. Uneori Dumnezeu nu răspunde întrebărilor noastre pentru că răspunsul ne-ar copleși sau nu l-am înțelege. Nu-ți răspunde Dumnezeu la niște întrebări? Azi? Acum? Poate că tocmai acesta este motivul. Răspunsul te-ar copleși dacă l-ai primi. Ți-ar produce mai multă confuzie decât ajutor. Poate că uneori întrebările noastre sau prin întrebările noastre cerem o cunoștință care este dincolo de capacitatea noastră de primire, de înțelegere. Istoria nașterii lui Samson continuă. Manoah a luat iedul și darul de mâncare și a adus jertfă Domnului pe stâncă. S-a făcut o minune în timp ce Manoah și nevastă s-a priveau. Pe când flacăra se suia de pe altar spre cer, îngerul Domnului s-a suit în flacăra altarului. Văzând lucrul acesta, Manoah și nevastă sa au căzut cu fața la pământ. Manoah se roagă Domnului, am văzut în versetul 8. Manoah aduce un dar de mâncare și o jertfă de ardere de tot Domnului. Ce însemna aceasta? Însemna: Doamne, mă închin ție, mă dedic ție cu tot ce am și cu tot ce sunt. Ce înțelegem de aici? Înțelegem următorul lucru. Samson urma să crească într-o familie credincioasă, cum nu erau multe în Israel pe vremea aceea. Lecția de viață? Este evidentă.
oricât de stricate ar fi vremurile în care trăim, Dumnezeu întotdeauna mai are o rămășiță de credincioși. Și apoi, nu este puțin lucru pentru copilul care se va naște să poată fi crescut în cunoștința și în voia lui Dumnezeu. Istoria merge mai departe. Îngerul Domnului nu s-a mai arătat lui Manoah și nevestei lui. Atunci Manoah a înțeles că este îngerul Domnului și a zis nevestei sale: vom muri, căci am văzut pe Dumnezeu. Nevastă sa i-a răspuns: dacă ar fi vrut Domnul să ne omoare, n-ar fi primit din mâinile noastre arderea de tot și darul de mâncare. Nu ne-ar fi arătat toate acestea și nu ne-ar fi făcut să auzim acum asemenea lucruri. Bună raționalizare! De cele mai multe ori, în relația noastră cu Dumnezeu, avem argumente raționale de care să ne putem folosi în umblarea noastră cu El. În alte cuvinte, lecția de viață: uită-te la ce a făcut Dumnezeu, pune lucrurile cap la cap ca să prinzi curaj și să nu uiți ce poate El face. Femeia a născut un fiu și i-a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște la Mahane Dan, între Țorea și Eștaol. Duhul Domnului a început să-l pregătească pentru misiunea pentru care fusese destinat. Țara daniților nu fusese cucerită încă. Puteți verifica în Judecători, capitolul 1, versetul 34, și apoi în capitolul 18, versetul 1. Daniții se opriseră undeva lângă seminția lui Iuda și încă nu migraseră înspre nord, unde era țara lor. Așa că Duhul lui Dumnezeu a început să-l pregătească pe Samson pentru misiunea lui. Să-l miște în zona unde daniții erau așezați. Duhul îl mișca prin locurile unde familia daniților era așezată ca să-l expună nevoilor seminției lui, să le vadă starea. Întrebarea mea este: cum ne mișcă Duhul astăzi pe noi? Cum ne mișcă? Cum ne cheamă? În Scriptură am găsit câteva feluri, câteva modalități în care Duhul ne mișcă, ne cheamă. Pe unii mișcă într-un mod supranatural. Uitați-vă la Moise, la Isaia, la Pavel. Aceștia au fost chemați în lucrare într-un mod supranatural. Uneori Dumnezeu alege această metodă de a ne vorbi, de a ne chema, de a ne mișca. Pe alții, sau față de alții, se descoperă prin uși deschise, uși închise, sau oportunitățile care le pune în calea lor. Uitați-vă la Estera. Pe alții îi cheamă din pruncie, punând în ei un soi de convingere lăuntrică puternică. Uitați-vă la Ieremia. Pe alții îi cheamă în lucrare Dumnezeu, punându-le pe umeri o povară lăuntrică. Uitați-vă la Neemia, care aude despre Ierusalim și se prăbușește și știe că trebuie să facă ceva. Era chemarea lui Dumnezeu pentru el. Cum ne mai mișcă Duhul? Prin creștere în cunoștință. De la general la particular. Pe măsură ce te îndrepți spre Dumnezeu, primești tot mai multe detalii. Uitați-vă la Iosif. Poate că Duhul lui Dumnezeu te mișcă și pe tine. Pe unde identifici că te mișcă? Domeniile acestea s-ar putea să indice anumite lucruri pentru care vrea să te folosească. Fii sensibil la mișcarea Duhului Sfânt. Te mișcă spre ceva? Răspunde. Samson a avut parte de un început promițător. A fost închinat Domnului încă din pântecele mamei lui. Născut într-un mod miraculos. Crescut într-o familie credincioasă. Și călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi suntem născuți din nou într-un mod miraculos. Fiecare dintre noi suntem puși deoparte pentru Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem o comunitate de credință din care să ne luăm resursele necesare creșterii spirituale.
fiecare dintre noi suntem locuiți de Duhul Sfânt. Astfel, am putea spune prin analogie că fiecare dintre noi avem parte de un început promițător în umblarea noastră cu Domnul. Duhul Domnului ne este dat ca să locuiască în noi și să ne miște între Țorea și Eștaolul nostru. Ce faci tu cu toate acestea? Ai primit tot ceea ce aveai nevoie pentru o viață de biruință. Biruiești sau nu? Dumnezeu ți-a încredințat o misiune. Te ocupi de ea? Sau ești ca cei patru oameni? Pe numele lor, toată lumea? Pe altul îl chema cineva? Pe altul îl chema nimeni? Și pe al patrul îl chema oricine? Ce-au făcut? Uitați-vă ce-au făcut acești patru oameni. Când este ceva important de făcut, toată lumea este sigură că cineva o va face. Oricine ar fi putut să o facă, dar nimeni nu o face. Când nimeni nu o face, toată lumea se supără pe oricine. De ce? Pentru că toată lumea credea că cineva o va face, dar oricine își dă seama că nimeni nu se angajează să o facă. În concluzie, toată lumea acuză pe cineva din pricina faptului că nimeni nu face ceea ce oricine ar putea face. Nu ne sună familiar? Samson are parte de un început cât se poate de promițător. Cum va arăta continuarea lui? Și tu ai parte de un început promițător. Cum va arăta continuarea ta?